Pentru că statul nu mai investește aproape deloc în cercetare, zeci de profesori universitari cu doctorate și în alte calificări renunță la învățământ. Salariile acolo sunt mult mai competitive față de ceea ce se întâmplă în sistemul bugetar în învățământ și care câștigă de circa 10 ori mai mult decât în mediul universitar. Universitățile investesc ani de zile în formarea profesorilor, iar statul plătește 10.000 de lei taxe de școlarizare și proiecte de cercetare. Dacă se va continua în acest mod, peste ani de zile, s-ar putea să rămânem fără profesori bine pregătiți. Probabil că populația școlară, care este tot mai puțină ca la nivelul absolvenților de bacalaureat, se documentează foarte bine atunci când își formulează niște opțiuni, gândindu-se că opțiunea nu este pentru 3 ani, ci este pentru cel puțin 5 ani, ca să nu vorbim despre o carieră întreagă în față după aceea. Atât ASEUL cât și alte facultăți de stat sau private vor organiza în această toamnă noi sesiuni de admitere. Speră să fie ocupate de elevii care vor promova bacalaureatul în cea de-a doua sesiune. Majoritatea locurilor rămân însă disponibile la taxă. Deci, cred că dacă partea de cercetare ar oferi niște programe mai stabile și mai consistente din punct de vedere financiar, cred că toți acești tineri ar rămâne în învățământ.